Salut! Astăzi vreau să-ți povestesc despre o altă vedetă remarcabilă de la Hollywood, participantă în peste 100 de proiecte de pe ecranele mici și mari, de 7 ori nominalizat pentru Zmeura de Aur în categoria cel mai prost actor. Sursa a zeci de meme-uri, etalonul modestiei, omul tristețea și îngândurarea, Keanu Reeves. E greu de înțeles de ce acest actor, care deja a trecut pragul de 55 de ani, este apreciat de generații la rând, dar filmele în care apare în rolul principal sunt așteptate de milioane de oameni. Un exemplu ar fi The Matrix 4, lansată anul acesta, sau a patra parte despre John Wick, prognozată pentru anul viitor. Pe canalul meu poți să găsești liste cu filme care urmează să apară anul acesta. Dacă te-am făcut curios, fă click pe sugestia din colțul de sus din dreapta sau caută link-urile în descriere acestui video. Abonează-te pe canalul meu dacă ești pasionat de filme și fă click pe clopoțel ca să fii printre primii care află cele mai interesante noutăți despre filme, vedete, topuri tematice și totul ce e legat de cinematografie. Și hai să începem! Keanu Charles Reeves s-a născut pe 2 septembrie 1964 în Beirut, capitala Libanului, în familia geologului Samuel Nolan Reeves și dansatoarei Patricia Taylor. În venele actorului s-a amestecat sângele a 5 popoare: havaian, chinez, englez, portughez și irlandez. Numele Keanu a fost ales în cinstea stră-străbunicului Kia Vehiulu, ce înseamnă briza montană. Peste 2 ani, familia Reeves se mărește încă cu un membru, sora mică a lui Keanu, Kim. La scurt timp după nașterea fetiței, Samuel, care întotdeauna avea un caracter dificil, probleme cu legea și inclinații spre substanțe interzise, părăsește familia. Keanu pe atunci avea 3 ani și cei doi nu au restabilit relațiile nici până acum. Reeves a mărturisit că ultima dată și-a văzut părintele la vârsta de 13 ani. Modul de viață a influențat viitorul lui Samuel și în 1994, el a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru vânzarea de heroină. După divorț, Patricia cu cei doi copii se mută în Sydney, însă nu se rețin în Australia pentru mult timp și peste un an pleacă în New York, unde în 1970 Patricia se recăsătorește cu regizorul Paul Aron. Cuplul ajunge la concluzia că metropola nu este un loc potrivit pentru a-și crește copiii și se mută în Toronto. Pe atunci Keanu avea vârsta de 6 ani. Cum își va aminti mai târziu, în copilărie s-a simțit un vagabond care mereu se mută dintr-un loc în altul, fără stabilitate și încredere în ziua de mâine. Era o perioadă îngrozitoare. Dar nici a doua căsătorie nu a durat mult și peste un an cei doi divorțează. Cu toate acestea, Paul a păstrat relații apropiate cu feciorul său Vitri. Keanu des îl vizita pe Aron în Hollywood și asista la procesul de filmare. Nu este exclus că anume această legătură a trezit în copil interesul față de cinematografie. Imediat după divorț, Keanu și sora sa Kim au fost diagnosticați cu dislexie, o tulburare care îngreunează citirea și scrierea. Datorită tratamentului timpuriu, copiii au depășit rapid această disfuncție. La vârsta de 9 ani, are loc debutul actoricesc a băiatului. Este vorba de înscenarea muzicală The Yankees. În 1976, Patricia se recăsătorește pentru a treia oară și aduce pe lume încă o fată, Karina. Tot în această perioadă, în viața adolescentului de 12 ani, apare o nouă pasiune și deoarece pe atunci trăia în Canada, este firesc că Reeves s-a dedicat hocheiului pe gheață. El se vedea sportiv de performanță și pasiunea curând s-a transformat într-o adevărată obsesie. Antrenamentele îndelungate și repetițiile teatrale, cât și actoria a devenit o parte componentă din viața sa, au influențat negativ reușita școlară. Timp de 4 ani, Reeves a schimbat 5 instituții de învățământ, inclusiv școala de arte Adobe, din care a fost exmatriculat. În schimb, hocheiul mergea ca pe roate și adolescentul era fruntașul echipelor din care făcea parte. Primul său job de asemenea a fost legat de hochei. După antrenamente, Keanu ascuțea patinele cu echipierilor săi. La vârsta de 16 ani, tânărul se angajează la restaurantul Pastissima, unde în fiecare zi face în jur de 50 de kilograme de paste. Primul proiect serios în cariera lui Reeves este unul din rolurile titulare în piesa teatrală homoerotică Wolf Boy. Keanu a interpretat un tânăr cu tendințe sinucidale care este internat într-un spital psihiatric. Aici el este sedus de un alt tânăr pacient care se crede lup.
Această piesă a bulversat opinia publică, în special cea a comunității homosexuale. Ulterior, fotografiile făcute pentru promovarea acestei prestații teatrale au devenit numai puțin populare decât piesa în sine. Un început de carieră destul de extravagant, dar totuși început. Adolescentul simpatic a fost observat și în 1984 pentru prima dată apare la televiziune. Este un rol episodic în serialul Hengen Inn. Urmează un șir de roluri episodice în diferite producții televizate canadiene și niște spoturi publicitare despre Coca-Cola și fulgi de porumb. În unul din interviuri, Reeves a povestit că pentru reclama despre fulgi a primit o sumă frumușică, însă el nu a dus banii într-o bancă, ci i-a pus într-un coș și l-a îngropat. Urmează o perioadă cu roluri episodice neînsemnate în diferite producții televizate. Situația se schimbă în 1986. Reeves este acceptat pentru rolul portarului unei echipe de hockey în drama sportivă Young Blood, cu Patrick Swayze în distribuție. Datorită experienței sale, Keanu cu ușurință se orientează pe gheață și deseori înlocuiește pe alți actori care nu sunt așa de pricepuți în patinaj. Filmul a avut succes, însă talentul lui Reeves nu a fost apreciat și prestația sa a rămas neobservată. Imediat după lansarea Young Blood, Reeves a obținut green card și s-a mutat la Paul Aron în Los Angeles. Acum regizorul avea posibilitate să se ocupe mai serios de cariera lui Keanu. Aron îl convinge pe producătorul Irvin Stoff să devină managerul și agentul lui Reeves. Prin mijlocirea noului agent, care are acces în cercuri selecte de la Hollywood, tânărul obține unul din rolurile secundare în drama criminalistică Băieții de pe malul râului. În sfârșit, Keanu nimerește în vizor și studiourile încep să-i propună oferte mai atrăgătoare. Una din aceste propuneri este rolul soldatului Chris în Pluton, un film despre războiul din Vietnam regizat de Oliver Stone. Însă fiind un pacifist înverșunat, Reeves respinge această ofertă și câțiva ani rămâne vedeta principală a filmelor pentru adolescenți. Cea mai remarcabilă peliculă din această perioadă este Tropăind prin istorie din 1989 și continuarea din 1991, Bill și Ted merg în iată. Dorind o schimbare de imagine, Keanu se filmează în drama de epocă Legături periculoase, având ca parteneri așa vedete ca Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer și tânăra Uma Thurman. Această producție a fascinat publicul, dar Reeves și Thurman au fost propulsați în rândul actorilor de rang superior. În 1991 este lansat filmul La limita extremă, în care actorul se filmează din nou împreună cu Patrick Swayze. Această peliculă este diferită de toate în care Reeves a participat până acum și putem afirma că de aici începe evoluția lui Reeves drept actor de filme de acțiune. Pentru rolul interpretat în La limita extremă, Keanu a primit premiul MTV în categoria Cel mai dorit actor al anului 1992. Urmează un șir de proiecte importante care și mai mult i-au întărit poziția. Astfel, pe ecrane apare Dragoste și moarte în Idaho, în care Reeves s-a filmat împreună cu River Phoenix, fratele mai mare al lui Joaquin Phoenix, și Dracula lui Bram Stoker. Anul 1993 aduce în viața tânărului Reeves prima tragedie. River Phoenix, colegul său din Dragoste și moarte în Idaho, care între timp a devenit cel mai bun prieten al lui Keanu, moare de la o supradoză de droguri. În interviurile ulterioare, actorul va mărturisi că este o pierdere dureroasă pe care o va resimți mereu. Tot în 1993 apare pelicula cu Bernardo Bertolucci, Micul Buddha, unde Reeves joacă rolul unei din reîncarnările lui Buddha. Producția este una contradictorie și a primit atât lauda cât și critici dure ale publicului. Micul Buddha a fost nominalizat la diverse premii și antipremii, dar prestația lui Reeves s-a discutat într-o lumină nefavorabilă. Însă ocazia de a-și restabili reputația după rolul de Micul Buddha se ivește curând. În cinematografie este lansată pelicula Speed, Cursa Infernală. Aici Keanu nu a fost nevoit să împartă rolurile titulare cu colegii săi, așa cum se întâmpla de obicei, ci este unicul care se află în centrul atenției drept eroul principal. Succesul acestui film de
acțiune a depășit toate așteptările, dar pelicula a intrat în listele celor mai spectaculoase filme a secolului 20. Keanu Reeves și partenera sa, Sandra Bullock, ajung în rândurile vedetelor de top. Pentru rolul său din Speed, Reeves a primit o recompensă de 10 milioane de dolari. Următorul proiect de succes a fost drama Atât de aproape de cer din 1995. Tot în 95 este lansat filmul de science fiction Johnny Mnemonic. Apropo, evenimentele din această peliculă au loc în 2021. Johnny Mnemonic a fost difuzat doar în SUA și Canada, ceea ce a cauzat eșec la box office. Paralel cu numeroasele proiecte cinematografice, Reeves făcea parte din câteva trupe muzicale în care cânta la gitara bas. Trupele nu au obținut faima mondială și reușitele muzicale actorului au rămas neînsemnate. O altă calitate a lui Keanu, care îl deosebește de o bună parte a vedetelor de top și îl face și mai apreciat și iubit de spectatorul de rând, este modestia și simplitatea actorului. O călătorie în transport public, o plimbare pe stradă sau o gustare luată în parc sunt lucruri obișnuite pentru el, care deloc nu șterbesc imaginea de superstar și nici corona de pe cap nu o clatină. Actorul întotdeauna este amabil și prietenos, atât cu colegii de platou, cât și cu fanii care îl opresc pe stradă pentru un autograf sau o poză. Faptul că cineva s-a filmat în câteva filme de succes nu îl face mai bun decât ceilalți, a spus Reeves în unul din interviuri. Dar să ne întoarcem la filme. În 1997, Reeves refuză un orariu de 11 milioane pentru filmările în a doua parte a Speed. În schimb, el acceptă rolul de Pact cu Diavolul cu Al Pacino și Charlize Theron în distribuție. Și se pare că intuiția actorului nu a dat greș, deoarece continuarea peliculei Speed s-a prăbușit la box office, fiind un eșec rușinos pentru toți actorii implicați, inclusiv și Sandra Bullock. În timp ce Pact cu Diavolul a fost primit foarte bine de spectatori și critici, însumând încasări frumușele. Apropo, este puțin cunoscut faptul că anume Reeves l-a dorit pe Al Pacino, unul din actorii săi favoriți, ca partener în Pact cu Diavolul și chiar a micșorat onorariul său pentru ca suma propusă lui Al Pacino să fie mai atrăgătoare. De fapt, actorul niciodată nu a pus banii în capul mesei și sumele umflate de zerouri nu erau o motivație. Scenariul original, echipa de producere și colegii de pe platoul de filmare contau mai mult decât salariile generoase. Ce ține de viața privată, informațiile sunt destul de puține deoarece Reeves, încă din copilărie, s-a deosebit pentru o fire închisă și puțin comunicabilă. Relații erau multe, dar toate erau superficiale și de scurtă durată. Astfel, cele mai cunoscute iubite a lui Keanu sunt cântăreața Sophie Ellis Baxter, partenera din Dracula, Winona Ryder, și regizoarea Sofia Coppola. Totul s-a schimbat în 1998, când Reeves a făcut cunoștință cu Jennifer Syme, prietena a surorii sale. Veșnicul burlac, care fugea de relații serioase, s-a îndrăgostit și peste puțin timp a mărturisit că cei doi așteaptă un copil. Totul părea minunat, cuplul radia de fericire. Se știa că se va naște o fetiță și părinții înaripați deja i-au pus și numele. Ava Archer Syme Reeves. Însă cu o săptămână înainte de ziua în care urma să se nască Ava, medicul a depistat că inima fetului nu mai bate. Această pierdere a lovit crunt în Jennifer și Keanu. Dar fiecare care a încercat să treacă în mod diferit peste durerea sa. În timp ce Reeves s-a concentrat la filmări și practic nu părăsea platourile de filmare, Jennifer a început să-și administreze substanțe interzise. Treptat, cei doi s-au depărtat unul de altul și Reeves, aflat într-o depresie profundă, credea că mai rău nu poate fi. Însă, soarta i-a pregătit încă o lovitură. La un an după ce și-a pierdut copilul, mașina lui Jennifer se lovește în mașinile parcate la marginea drumului. Syme a decedat pe loc. În rapoartele de la fața locului este specificat că tânăra nu avea centura cuplată. Jennifer a fost înmormântată lângă Ava. Tot în această perioadă, Reeves a obținut rolul care i-a întipărit numele în istoria cinematografiei. Desigur, este vorba despre Thomas Anderson sau Neo, hackerul care a avut curajul să înfrunte inteligența artificială care a acaparat omenirea. The Matrix este o revoluție în arta cinematografică, în special pentru efectele speciale și vizuale aplicate în producere. Astăzi, folosirea exagerată a slow motion se consideră un procedeu deplasat, însă nu și în The Matrix. Acolo unde săriturile pe clădiri, zborul gloanțelor sau alergarea pe pereți sunt redate cu viteză redusă. Asta pe lângă multe alte fenomene care dau peste
peste cap toate legile gravitației. O altă inovație este tehnologia Bullet Time, procedeul în care camera se mișcă cu viteză mare în jurul obiectului filmat. Pe atunci, Bullet Time era o tehnologie foarte costisitoare, dar cred că vei fi de acord cu mine că s-a meritat. Succesul financiar al uitura peliculei, care a întors de 7 ori suma cheltuită pentru producere, a garantat continuarea istoriei. Apropo, o remarcă interesantă despre The Matrix. Inițial, rolul principal era scris pentru o femeie. Da, ai auzit bine. Neo trebuia să fie o femeie. Interpretarea acestui personaj a fost propusă lui Sandra Bullock, însă ea a refuzat și Keanu Reeves a obținut rolul care i-a marcat cariera și, de ce nu, i-a schimbat viața. În intervalele dintre The Matrix și cele două reluări, Reeves nu a stat fără treabă și s-a filmat în alte 5 pelicule, dintre care cele mai remarcabile ar fi Prezicerea fatală din 2000 și Idilă de noiembrie din 2001. După o perioadă frumoasă cu proiecte reușite, destinul iarăși a adus necază în viața actorului. În 2003, Kim, sora mai mică a lui Keanu, a fost diagnosticată cu leucemie. Relația dintre frați mereu a fost una apropiată și Reeves de-a dreptul își adoră sora. Disperat, actorul a încercat să facă totul pentru a o salva. A cumpărat o casă uriașă în Hawaii și a transformat-o într-un spital. A donat peste 5 milioane de dolari pentru cercetările leucemiei și a înființat o fundație de combat la cancerului. După ce s-a asigurat că Kim este pe mâini bune, Reeves din nou s-a dedicat filmărilor și pe ecrane apar una după cele două continuări a The Matrix. O comedie romantică, ceva tot a ieșit și desigur ecranizarea benzilor desenate despre exorcistul Constantin. Dar actorul, pe lângă popularitate și onorarele mereu în creștere, primește un bonus râvnit din majoritatea vedetelor. Steaua de pe Hollywood, Walk of Fame. În 2006 sunt lansate două pelicule cu Kim. Prima este Viziuni Întunecate, un film științifico-fantastic desenat, cu Robert Downey Jr., Winona Ryder și Woody Harrelson în distribuție, și Casa de lângă lac cu Sandra Bullock. Ambele producții au fost de succes și au consolidat poziția actorului pe Olimpul de la Hollywood. Apropo, Reeves și Bullock au devenit prieteni încă de la filmările în Speed, Cursa Infernală, și în presă periodic apar speculații că între cei doi ar fi o relație amoroasă, însă actorii întotdeauna au negat aceste zvonuri. În 2008, în cinematografie sunt derulate Stăpânii străzilor și Ziua în care pământul se opri. Urmează un șir de proiecte nu chiar strălucite, care cel mai des nici nu ajungeau în cinematografie sau nu primeau rotație internațională. Următoarea peliculă care a făcut ca publicul din nou să vorbească despre Keanu Reeves este Ronin 47 pentru răzbunare, lansată în 2013. Filmul a primit recenzii negative de la critici și s-a prăbușit la box office. Tot în 2013, Reeves, pentru prima și la moment pentru unica oară, se încearcă în postură de regizor și prezintă pelicula Ucigaș cu suflet pur, care a fost primită neutru de critici și spectatori. Un an mai târziu, Reeves scapă în sfârșit din capcana filmelor comune și revine în John Wick, filmul care din nou l-a plasat în topul vedetelor mondiale. Îți vine să crezi că pentru prestația sa din această peliculă, Keanu a primit doar 2 milioane de dolari. Pentru producerea acestui film au fost alocate 20 de milioane de dolari, o sumă mizerabilă pentru un film de acțiune făcut la Hollywood. Din acest motiv, actorul singur a micșorat salariul său pentru ca producătorii să aibă bani suplimentari pentru filmări. Pelicula a întrecut cele mai îndrăznețe așteptări și, la fel ca în cazul cu The Matrix, succesul primii părți a asigurat transformarea istoriei despre John Wick într-o franciză. Astfel, în 2017 a fost lansat John Wick capitolul 2 și în 2019 John Wick capitolul 3 Parabellum. A patra parte se prognozează pentru anul 2022. Chiar dacă rolul din John Wick solicită mult timp, antrenamente și dedicare, în pauzele dintre filmări Reeves a reușit să participe în alte câteva proiecte, dintre care cele mai remarcabile ar fi To the Bone din 2017 și thrillerul științifico-fantastic Replici în 2018. În prezent se pare că în viața actorului este o perioadă stabilă cât pe plan profesional, atât și în viața privată. Din noiembrie 2019, Reeves se întâlnește cu pictorița și sculptorul Alexandra Grant. Aceasta periodic își aduce iubitul pe platourile de filmare. De asemenea, cuplul apare la evenimentele mondene și este observat plimbându-se pe
străzi sau făcând shopping. Și chiar dacă alegerea actorului a stârnit un adevărat val de revoltă și indignare în rândul fanilor săi, cei doi nu se arată deranjați de opinia publică. Ce ține de ultimele pelicule cu Keanu Reeves care au fost lansate lunile acestea, cele mai însemnate ar fi continuarea istoriei despre Tim și Ted, la care actorul a revenit după o pauză de 30 de ani. Filmul nu a primit recunoașterea scontată, fiind apreciată doar de fanii primilor două părți. O altă apariție recentă, actorul a avut-o în SpongeBob, Misiune de salvare. Din februarie 2020, în Berlin, de zor se lucrează la a patra parte a The Matrix, promisă pentru sfârșitul acestui an. Dar după The Matrix și până la John Wick, nu este mult. Dar care e filmul tău preferat cu Keanu Reeves? Sau poate sunt mai multe? Scrie mai jos în comentarii. Dă un like acestui video dacă ai aflat ceva nou și abonează-te pe canalul meu dacă ești pasionat de filme ca și mine. Fă click pe clopoțel pentru a fi la curent cu alte istorii și topuri interesante. Și ne auzim în videoul următor.